Salut! În videoclipul anterior am discutat despre cum să creăm o listă, cum să creăm un web form și cum să creăm mesajele pe care le vom trimite abonaților noștri. Acum este timpul să discutăm despre setările listei și de aici avem aceste patru opțiuni. Prima este List Settings și aici vom fi direcționați către setările pe care noi le-am făcut listei. Al doilea câmp este Custom Fields, ceea ce înseamnă că putem să adăugăm la webform câmpuri suplimentare. Și o să fac acest lucru chiar acum. Adresă. Și aici că mai adaug încă unul. Ok, și le dau salvare. Acum noi avem două câmpuri noi. În momentul în care noi creăm un web form și dorim să cerem clientului mai multe detalii, nu doar numele și adresa de e-mail, ne vom uita în partea dreaptă și vom vedea că avem aceste două câmpuri pe care tocmai le-am creat și dăm click pe ele și iată, telefonul, adresa, deci toate acestea imediat ni s-au adăugat aici și sunt câmpuri pe care noi le putem folosi. Bun. Următorul lucru este automatizarea. Și aici, în momentul în care creăm mai multe liste, există posibilitatea ca acea abonat să se aboneze la mai multe liste odată și ca să evităm aceste situații de duplicare, putem să automatizăm listele noastre în felul următor. Să spunem să se dezaboneze lead-ul care se abonează la lista respectivă. Sau dacă dorim să bifăm aici, să se aboneze și la această listă când se abonează la lista respectivă. Deci avem aici câteva opțiuni. Și ceea ce putem face, exact cum am spus mai devreme, este că putem alege să se dezaboneze când se abonează la altă listă sau să se aboneze la ambele liste când se abonează la una. Bun. În momentul în care e setată acea regulă, ai dat salvare și toate aceste lucruri se vor seta în mod automat. Iar al patrulea a patra setare pe care o ai aici în Noweber este conectarea Weber la diferite servicii, cum ar fi Shopping Cart. De exemplu, avem aici PayPal și în momentul în care cineva cumpără un produs de la noi, poate primi imediat un e-mail de la Weber și îi spunem în acel e-mail, îi mulțumim pentru comandă sau îi oferim produsul, linkul către produs. Avem și conectare cu o serie de servicii de membership și alte servicii. Bun. Deci acestea sunt cele patru câmpuri din lista de setări pe care le poți găsi utile și le poți folosi atunci când ai nevoie. Bun, ne vedem în următorul videoclip.